Salutare tuturor! Am fost întrebat de curând în comentarii de ce nu recomand și alți brokeri care să profite de legislația din România. Și o să vă spun un pic care este logica mea. Am spus chestia asta tuturor și prietenilor și cunoscuților și colegilor și cui vreți voi. O să vă spun care este logica mea pentru care nu fug după cei 1 sau 3%. Chestia este că dacă ești un investitor, tu investești pe perioadă lungă de timp, faci tranzacții foarte puține și poate ai și tranzacții mai vechi care nu ți-au ieșit așa cum ți-ai dorit. Cum am avut și eu, am avut niște tranzacții la care încă sunt pe minus cu ele, unele le-am vândut în minus când mi-am mai rebalansat, reechilibrat portofoliu, așa că nu m-a avantajat să nu pot să-mi deduc acele pierderi. Pentru mine a fost benefic pentru că am putut să offsetez, să îmi reduc impozitul pe care trebuia să-l plătesc la final de 2023 cu niște pierderi pe care mi le-am marcat că aia e să scap. Practic nu am vrut să fiu un bag holder, ce să mai, așa că mi-am mai asumat și niște pierderi și am offsetat cu profitul meu. Deci acesta a fost unul dintre motivele pentru care nu am fugit după o platformă care oferă o impozitare mai bună de 1 și 3% cum este în România. Mai spre final o să vă zic și ce platforme pot zic că recomand sau ce puteți să faceți ca să optimizați în acest sens, dar până acolo să vă spun și logica mea pentru care eu nu am făcut asta în acest moment. Un alt aspect este faptul că nu prea vând. Eu foarte mult cumpăr, în general cumpăr, foarte, foarte rar vând când vorbim de companii care sunt mult supraevaluate și fac foarte puține vânzări în an. Prin faptul că am avut și această combinație de băi, am avut o pierdere marcată și vreau să scap de anumite companii, m-a ajutat să-mi offsetez câștigurile și din anumite companii care au fost supraevaluate, am ieșit cu ce mi-am mai echilibrat, a fost ok. Nu cred că aș fi ieșit cu mult mai bine dacă aș fi făcut tranziția la un portofoliu la un alt broker care îmi oferea 1 și 3% cu reținere la sursă. Și ultimul motiv este că nu cred că o să țină. Nu cred că o să țină această formă avantajoasă de impozitare, nu că, deci nu vreau să vă descurajez în acest sens, dar nu cred că o să ține pentru că, din nou, foame de bani. Și e ceva care a mai fost încercat. A mai fost încercat în perioada 2008-2010 să atragă investitori la bursă. Și acum au încercat să atragă investitori la bursă. Nu știu cât de mulți au atras, sincer, pentru că oamenii nu au nevoie doar de impozitare mai bună. Oamenii au nevoie și de educație în acest sens. Oamenii au nevoie de un motiv să investească, oamenii au nevoie de susținere, de educație în școală pentru a învăța de ce e bine să investești, pentru că degeaba dă-ți un impozit mai mic dacă tu în mintea ta tot caritas vezi din investiții sau vezi păcănele și așa mai departe. Oamenii au nevoie să înțeleagă care e scopul, să înțeleagă care ar trebui să fie drumul lor, să înțeleagă cum trebuie să investească, nu să bage azi cu speranța că mâine sunt milionari și văd pe nu știu cine pe Instagram că și-a luat Lamborghini închiriat de fapt sau s-a plimbat și el odată în Dubai cu Lamborghini și a pus poze ca și cum e al lui. Deci oamenii de asta au nevoie. Impozitarea vine mai târziu dacă chiar vrei să susții economia. Dar în acest moment nu cred că este, adică ajută mult prea puțin oameni. Și eu nu cred că o să țină. A fost un moment, poate sunt un pic așa, da, o să vorbesc despre chestia asta într-un video separat pentru membership, pentru că sunt niște teorii ale mele pe care n-aș vrea să le pun neapărat public, dar ce să mai, nu cred că o să țină. Eu cred că după alegeri cel târziu o să se ducă, o să se modifice ceva. Nu știu dacă o să crească direct la 10% la cum era înainte, 10% pe venitul net, în momentul de față este 1 sau 3% pe venitul brut, practic nu poți să-ți mai deduci pierderea, dar din nou, nu cred că o să țină, o să înceapă să crească, poate la un 3-5, o chestie de genul, poate 5-7, și la un moment dat o să ajungă în punctul în care da, nu mai are sens să fie la venitul brut, o să treacă tot la venitul net sau o să-ți permită să deduci doar 70%, de fapt au și făcut chestia asta, îți permit să deduci doar 70% din pierderi prin declarația unică. Nu vor să te lase neapărat să faci, deci din nou, nu e un beneficiu atât de mare. Beneficiul cel mai mare știți când e? Dacă voi investiți azi, scoateți în 10 ani sau în 5 ani sau scoateți o sumă foarte mare de bani cu un profit fantastic și atunci, da, atunci chiar merită, dar vă garantează asta că o să fie și în 10 ani la fel regimul acesta fiscal? Nu, nu o să vă garanteze. Așa că, cum aș face eu și cum o gândesc eu? Dacă vreau să fac o mișcare, vreau să vând, nu știu, 10.000 de euro și am 10.000 de euro profit și așa mai departe, sume mari, la care chiar merită să fac efortul ăsta, pentru că gândiți-vă că nu e ușor să-ți muți portofoliu, durează.
durează, trebuie să fii foarte atent, e migălos, adică nu e ceva de genul, boss, vreau să mușă portofoliu, gata, boss, mutăm. Nu e chiar așa. Trebuie să fii foarte atent, e o procedură care poate dureze câteva săptămâni, deci țineți cont și de acest aspect. Dacă vrei să vinzi, în momentul de față, nu știu, ai acumulat și ai informațiile care să susțină faptul că tu ai cumpărat acum și ai un profit foarte mare și da, nu vrei să plătești taxe mari, da, merită să faci chestia asta. Poți să te muți la XTB, poți să te muți la Tradeville, unde vrei tu. Important este să fii un broker înregistrat în România. Cred că aceștia doi ar fi cea mai bună variantă, dacă mă întrebați pe mine. XTB cred că este mai friendly, dar Tradeville este un broker cu renume în România, deci pe oricare îl alegeți, important e ca pentru voi interfața să fie ușor de înțeles. Ambii cred că sunt brokeri în regulă, sunt reglementați, deci din nou, oricare ați alege. Dar eu în momentul de față nu văd un motiv să mă mut de la Interactive Brokers, pentru că niciunul dintre cei doi nu mi oferă varietatea de active de care eu am nevoie, nu mi oferă posibilitatea să fac analizele pe care le pot face pe Interactive Brokers, nici nu se compară din perspectivă de ceea ce oferă ca broker per se. Singurul avantaj este faptul că, din nou, poți să profit de 1 sau 3% dacă vând niște sume mai mari. Dar dacă vând de sute de dolari, câteva mii acolo, depinde din nou cum este portofoliul construit, depinde dacă am doar ETF-uri și vreau să vând o sumă mare ca să-mi cumpăr un apartament sau o garsonieră, da, merită. Dar în rest nu văd sensul și trebuie acum să vrei. Trebuie acum în următoarele luni, pentru că eu nu cred că o să țină. Dacă tu faci tranziția asta cu gândul că cândva voi face asta, n-are sens. Depui efortul când ești, nu știu, mai o lună, două, trei, maxim, zic eu, până când vrei cu adevărat să vinzi. Atât. Dacă faci acum, zic, tranziția asta, ca după să te trezești că s-a schimbat legea, și ai rămas acolo și parcă era mai bine unde erai înainte cu brokerul dinainte, n-are niciun sens. Deci acesta este motivul meu. Și v-am zis, puteți să faceți chestia asta în momentul în care vindeți, altfel eu nu văd niciun avantaj. Nu văd în primul rând de ce v-ați bate capul atât de tare făcând chestia asta. Deci cam asta este cu recomandările. De exemplu, recomandări, v-am zis, Tradeville sau XTB, brokeri buni la care puteți apela. Tradeville și eu ca o comisioane mai mari, dar din nou, nu trebuie să fugiți de comisioane. Comisioanele până la urmă, dacă platforma îți oferă ceea ce tu ai nevoie, este serioasă, nu face măgării și așa mai departe și te simți în siguranță, e perfect. Până la urmă, mai bine dai 1-2 dolari comisioane acolo din când în când, în condiții în care mă gândesc că investești sume mai mari, că dacă investești 100 de dolari și 2 dolari comisiune, da, n-are sens chestia asta, dar înțelegeți ideea. Deci oricare credeți voi și XTB mai zic. Cam asta voiam să vă zic, și cu recomandarea de alți brokeri, de ce am rămas la Interactive Brokers. Acelea sunt motivele mele, oricum acum am făcut destul de multă curățenie în portofoliu, n-aș mai avea nevoie neapărat de a avea o pierdere ca să-mi ofsetez un câștig, dar din nou, nu vreau să vând și nu, foarte rar se întâmplă să vând, am de o perioadă bună de timp numai companii foarte bune pe care le-aș ține, chiar dacă au fluctuații, pentru că mi se pare, e și fuga asta, dacă vrei să faci trade-uri, că voi a ajuns nu știu unde, că lasă că poate corecta, s-ar putea să-și încai dreptate, vinzi în vârf, dar după aia nu mai intri, pentru că nu știi până unde corectează. Nu fac timing the market, așa că prefer să vin cu bani noi decât să îmi bat capul și să încerc să ghicesc eu până unde urcă, până unde corectează și așa mai departe. Cam atât. Dacă vi s-a părut interesant acest video, like, share, subscribe. Dacă vreți să investiți cu Interactive Brokers și în momentul de față nu vreți să vindeți sume mari și nu aveți nevoie de bani, sunteți investitori pentru o perioadă lungă de timp, chiar vă recomand Interactive Brokers, să aveți link în descriere și dacă cumva vreți să vă mutați la un alt broker, v-am zis, Tradeville sau XTB cred că sunt cele mai bune variante în România, dar țineți minte că s-ar putea, eu, din punctul meu de vedere, legislația o să se schimbe cel târziu la anul. Imediat cum scăpăm de alegeri, cred că o să înceapă iară să taie în carne vie cu noi taxe, noi impozite, pentru că deficitul e foarte mare, nu s-a micșorat, sunt multe probleme pe la stat, așa că au nevoie de bani. Cam atât. Ne vedem data viitoare în următorul video. Pa, pa!